Ne-am întors în studio cu invitatul jurnalului. Alături de noi se află domnul Silviu Gurlui, președinte USR al municipiului Iași. Și spun bună seara și bine ați revenit la noi. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Iată, astăzi în calitate de președinte al USR municipiul Iași, dar nu putem să trecem așa indiferenți pe lângă activitatea pe care o desfășurați. Ne-a atras atenția inițiativa pe care ați desfășurat, pe care o desfășurați de fapt și acum în oraș și vrem să aflăm cât mai multe detalii, să vedem de unde a plecat această inițiativă. Înainte de toate, dați-mi voie să salut pe cei care ne urmăresc din Iași, din țară și deopotrivă din străinătate, pentru că știu că ne urmăresc în egală măsură. Legat de subiectul de astăzi, legat de inițiativa cetățenească fără penal, aceasta are un succes la nivel național. S-au depășit peste 1 milion de semnături, oamenii au semnat că sunt pentru normalitate în țară, în sensul că cei ce ne conduc, cei ce vor obține funcții de conducere, fie în Parlament, fie chiar și președintele țării, toți aceștia trebuie să fie curați. Deci trebuie să nu aibă probleme penale, să nu fie în acest caz. Iar pentru aceasta oamenii au răspuns extrem de bine. De fapt, este un răspuns pentru normalitate. Nu este nimic ieșit din comun. Este o stare de normalitate ce ar fi trebuit să domnească în țară fără această inițiativă. Dar se impune. Din păcate se impune să fie această inițiativă scrisă ca și rezultat mai departe. Această inițiativă va merge în Parlament, se va declanșa un referendum național în care oamenii sunt invitați să voteze da sau nu pentru această inițiativă și dacă va fi votată, atunci articolul 37 din Constituție va cuprinde această inițiativă în sensul că cei ce vor accede la funcții de conducere nu trebuie să fie condamnați deloc. La ce cifră trebuie să ajungem ca să putem să facem un referendum? Referendumul impunea niște condiții și extrem de dure. Extrem de dure. Eu am participat la culegerea semnăturilor prin Iași. Au fost dificultăți foarte mari. Nu am fost sprijinit atât de mult pe cât era necesar, pentru că noi acum am ajuns la 40.000 de semnături, dar vă garantez că am fi avut un succes și mai mare, cred că la 50-60.000 de semnături pe puțin, dacă am fi avut acces în zonele mai fierbinți ale orașului, acolo unde populația este într-un număr mai mare, și am ajuns deocamdată la 40.000 de semnături și suntem în creștere. La nivelul țării, numărul a crescut până la 1 milion, s-a depășit acest număr încă de astăzi, 1.030.000 de semnături. Suntem, Iașul este în top național, este pe locul 4, după Timișoara, după Brașov, după Cluj și București. Condițiile au fost extrem de dure. Au fost impuse două condiții foarte dure, cum spuneam, simultane de îndeplinit, și anume un număr minim de 500 de semnături, 500.000 de semnături la nivelul țării. Noi suntem deja la dublul acestui număr, dar condiția cea mai dificilă pentru noi, ni s-a părut, acum am depășit-o cu succes, că ar fi trebuit, și cum spuneam, sunt îndeplinite condițiile, încă 21 de județe să aibă minim 20.000 de semnături strânse. Ori acestea au fost lucruri dificile. La început au fost dificile. E o provocare. Pentru că trebuie să semnăturile luate cu datele din buletin și verificate foarte atent. Toate acestea au fost verificate de noi, fie că am stat pe stradă, fie că am stat în ploaie, fie că am stat în vânt, fie că am stat în soare. Ne-am deplasat cum am putut cu condițiile oferite de primărie. Și am cules măcar 40.000 de semnături în oraș. De asemenea, ne-a surprins deosebit, pentru noi a fost o surpriză, faptul că, iată, în Vaslui s-au strâns aproape 35.000 de semnături, de asemenea în Suceava, după 35.000 de semnături, în Neamț, în Bacău, foarte bine, s-a mers foarte bine. Iată că oamenii au un răspuns categoric, sunt împotriva acestor abuzuri.
asupra acestor, să spunem, nedreptăți. Pentru că toți oamenii, categoric, noi cu toții dorim normalitatea în țară. Altfel să nu ne mirăm de ce ne pleacă copiii de acasă în străinătate, de ce părinții sunt singuri la sate, în special, sunt sate... Să nu mai spunem că pleacă în țări în care guvernul e format din 10 parlamentari. De ce sunt spitalele în așa hal, au ajuns, nu pot fi îngrijiți oamenii în condiții decente, de ce școlile au ajuns așa la țară, în ce condiții sunt, de ce copiii, mai ales acolo la țară, nu au condiții. E o stare foarte dificilă și toate acestea sunt o consecință a acestei corupții și acestei, să spunem, noi vrem o normalitate. Deci această inițiativă cere o normalitate în țară. Așa este. De unde a plecat inițiativa? Din zona centrală sau... Această inițiativă este, din capul locului, eu spun, este o inițiativă cetățenească. Iar această inițiativă a fost susținută de USR și de mulți, să spunem, scriitori, filozofi, oameni cu o imagine foarte importantă, vectori de imagine în România, adevărați vectori de imagine în România, care toți ne-am pus umărul să organizăm un astfel de eveniment în toate orașele țării. În țară, de asemenea, cum spuneam, dar și în străinătate. A fost foarte dificil, este foarte dificil. Actualele condiții de strângere de semnături sunt draconice. Sunt draconice. Și cu toate acestea se vede că oamenii au înțeles extrem de bine mesajul nostru, că se cere normalitate. Și răspunsul este adecvat. Peste 1 milion de semnături la nivelul țării. Este ceva. Spuneați de 21 de județe. Până acum aveți o evidență cam câte sunt? Sunt mai mult de... Cred că am ajuns la 25 de județe, deci care au depășit cu mult, minim 25 de județe, și am depășit cu atât mai mult pragul acela de 20.000. Suntem, deci ultimul, cred că undeva la 30-35.000. Spun minim probabil de semnături, deci în topul de jos. Spun probabil pentru că aceste liste sunt actualizate în orice moment pe site-ul farapenal.ro. Această evidență se poate vedea online, cum crește de la oră sau de la oră la oră. Zi este flux continuu de date și se poate vedea clar unde am ajuns. Dar am depășit foarte, foarte ușor aceste limite draconice, aceste bariere draconice, exact. Și ne bucurăm, pentru că oamenii au înțeles și nu numai că au înțeles, au accentuat că se dorește o stare de normalitate în țară. Nimic mai mult. Vrem normalitate în țară. Există cumva vreun termen până când se mai pot strânge semnături? Sau... Noi estimăm până la sfârșitul acestei luni încă mai strângem semnături, apoi toate aceste semnături sunt, aceste liste sunt trimise la București, colegii de acolo le organizează pe județe și le retrimit încoace, pentru că pentru Iași au fost făcute semnături și din alte județe, din Timiș, din Cluj și așa mai departe au semnat. Deci oamenii au putut semna oriunde în țară, iar acele liste trebuie să revină la primăriile domiciliu ale celor ce au semnat. Deci noi vom primi în scurtă perioadă de timp dosarele, toate listele pentru Iași, cele peste 40.000 de semnături, și vom merge la toate primăriile din Iași. Eu mă voi deplasa personal, împreună cu toți ceilalți colegi, ce sunt voluntari, au fost foarte mulți voluntari, zeci de oameni ce au dorit să ajute. Ne vom deplasa în comunele respective, primăriile vor valida semnăturile sau invalida acolo unde sunt greșeli, dacă sunt greșeli, apoi vom relua toate aceste liste, le vom prelua și le vom preda mai departe, încât în Parlament să se declanșeze acest referendum.
Deci cumva pașii următori ar fi pentru septembrie, când iarăși vin din vacanță parlamentarii și pot face ceva. Procesul este anevoios. Ca orice este în România. Trebuie să fie dificil. Lucrurile ar trebui să fie simple. Dar, din păcate, avem un dar să le facem cât mai dificil posibil. Dar vom trece și această etapă. Vom trece de Parlament și apoi oamenii sunt invitați să spună dacă sunt de acord cu această inițiativă, care nu exprimă altceva decât normalitate. Așa este și iată că, așa cum spuneați, au fost condiții grele, pentru că am văzut fotografii din activitățile acestea, ba cu ploaie, ba cu soare, ba și în oraș, chiar și în alte zone. Mă gândeam acum dacă mai sunt doritori care vor să semneze, unde vă găsesc sau cum ar trebui să procedeze. În Piața Unirii este acolo un loc. Un cort, probabil, amenajat. În zona cortului, cortul nu mai este acum, dar în Piața Unirii se vede clar acolo, o zonă special amenajată pentru strângere de semnături. Este la 10 metri de statuia lui Alexandru Ioan Cuza. Ne vedeți acolo, sunt steaguri, este o masă, sunt oameni, voi fi eu acolo prezent, sunt alți colegi de asemenea, deci suntem acolo până la sfârșitul lunii, pentru că știu și am primit foarte multe mesaje personal și colegii mei au primit din locuri diferite, vrem să mai semnăm. Vă găsim, când vă găsim? Vă găsim, venim să aducem liste. Sunt oameni care au semnat acasă sau județ, s-au pus poate în locul nostru, au printat listele ce sunt la dispoziție pe acel site fărăpenal.ro și ei înșiși au preluat semnături din în familie sau în cunoștințe. În orice caz, au adus liste completate, foarte multe cazuri au fost de acest gen și am fost de asemenea avertizat că vom mai primi. Și noi vă mulțumim frumos pentru că faceți un efort deosebit alături de noi. Sunt pași care probabil vor avea niște rezultate la un moment dat. În județ aveți oameni pe care îi trimiteți sau cum v-ați organizat? Avem și în județ, de asemenea. Și în Pașcan, spre exemplu, în Hârlău, sunt peste tot. Peste tot oameni care s-au implicat, care nu neapărat trebuie să fie, să spunem, să adere la o formațiune politică, de niciun caz, nu. Oameni simpli s-au implicat, oameni care doresc să fie ceva bun făcut în țară. Doresc o schimbare, doresc o schimbare exact. în sensul cel mai bun și cel mai curat posibil. Considerați să fie cu rezultate această inițiativă sau credeți că dosarele acestea vor fi puse la păstrare undeva uitate? E un lucru dificil. A fost un lucru dificil și va fi, dar sunt foarte optimist că acest lucru se va duce până la capăt și va fi un succes foarte important. Pe termen lung, în special, pentru România. Deci, pe termen lung. Munca aceasta nu este în zadar. Nu este în zadar și va avea un rezultat scontat. Sunt absolut convins. Și mai ales că, iată, ați depășit aceste bariere de care vorbeați la început, numărul de 1 milion, cele 21 de județe, deci clar că vă puteți încadra foarte bine în organizarea acestui referendum. Da, așa este. Mesajul oamenilor este măgulitor. Faptul că am stat acolo în stradă, faptul că am... Fie că a fost zi, noapte, au fost condiții dificile, dar mesajul oamenilor este măgulitor, pentru că oamenii vin și își spun păsul, da? Își spun necazul, își spun că nu este normal ce se întâmplă. Putem și exact aceste întrebări ce dumneavoastră mi le-a spus, ne-au pus și ei, oare reușim? Și le-am spus și dânșilor, da, vom reuși. Și aceasta este o condiție, trebuie să facem ceva. Și noi sperăm la fel să reușiți, pentru că iată, e o muncă asiduă, sunt eforturi pe care le faceți și trebuie apreciate. Însă,
Pe de altă parte, văd că totuși, chiar dacă sunteți implicat în activitatea aceasta de strângere de semnături, nu neglijați deloc activitatea de bază pe care o aveți. Urmăriți în continuare zonele din oraș poluate. Observăm pe pagina chiar de socializare pe care o aveți că sunteți la curent și vă interesează în mod special problema aceasta cu care se confruntă Iașul de ani de zile. Din păcate, am mai spus-o, Iașul este extrem de poluat și trebuie să fim foarte atenți la sursele de poluare, cum sunt ele monitorizate. De fapt, nu sunt monitorizate mai deloc. Și atunci, pentru că, din păcate, o spun și o repet, autoritățile nu ajung să rezolve această problemă. Eu mă implic personal, prin cunoștințele mele, prin profesia mea, să ajut, pentru că am și cunosc, știu cum se face și o pot face în momentul de față prin mijloacele mele. Sigur, vor fi și alți colegi, vor fi și alți profesioniști în Iași, vor fi și alți profesioniști din țară, vor fi și alți profesioniști din afara țării, ce-i cunosc, să facem front comun și să ajutăm cu tot ce știm noi, pentru că putem să facem lucruri deosebite, putem să înzestrăm Iașul cu, să spunem, cu o rețea de echipamente performante care să monitorizeze în timp real ce se întâmplă în stradă cu aerul ce îl inspirăm noi, dar nu numai pentru a monitoriza, pentru că aceasta mai puțin contează, să știți. Este mai important să previi prin acele monitorizări oamenii să fie preveniți acum și mâine, spre exemplu, ce se întâmplă și cum să ia măsurile necesare pentru a nu se îmbolnăvi pe termen lung. Asta este una. Și a doua, pentru a interveni direct asupra industriei, asupra șantierelor care poluează nepermis în Iași. Nu se iau nici o măsură asupra lor. Este un praf de nedescris, fum de nedescris. Nu este niciun control. Sau dacă se face, se face doar pentru imagine, doar pentru rapoarte, doar că așa dă bine în sistemul ăsta birocratic. Plus, nu mai vorbim de oamenii de rând care pun în pericol viețile vecinilor sau a... Oamenii trebuie să fie cumva educați. Mulțumesc că ați precizat, pentru că voiam să spun lucrul ăsta. Tot mai multe incendieri văd în partea de sud a orașului, cel puțin, dar nu numai acolo. Se ard materiale plastice. Este foarte grav. Cer oamenilor toxice, stopați această activitate, pentru că este foarte grav. Acei compuși care rezultă în acel fum de culoare închisă au un grad de toxicitate extraordinar. Foarte ridicat și afectează foarte mult copiii, în special bătrânii și oamenii și persoanele care deja au afecțiuni ale aparatului cardiorespirator, deci respiră deja foarte greu. Aceștia sunt cei mai afectați. De aceea, lăsați materialele plastice deoparte în cazul în care vreți să incinerați materiale, spunem, de orice fel, dar în niciun caz aceste materiale plastice, cauciuc și așa mai departe, pentru că ne dăunează grav. Toate aceste particule nu rămân acolo, mai departe se transportă, sunt transportate spre oraș, depinzând de curenții de aia și alte și așa mai departe, și chiar dacă aceste particule, care sunt de o nocivitate extremă, nu le vedem cu ochiul liber, ele ne atacă în timp foarte mult. Așa este, vorbim aici de educație și de conștientizarea unor pericole la care ne supunem cu toții. Noi sperăm să se înțeleagă mesajul pe care am dorit să-l transmitem. Vă urăm succes cu inițiativa pe care o desfășurați și acum și sperăm să aveți rezultate foarte bune. Vă mai așteptăm aici cu vești frumoase. Vă mulțumesc frumos, numai bine! Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Sunt Florina Stângaciu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc vizionare plăcută în continuare.